alte vase care vrea să le ducă să-și pună oamenii nu știu ce. Alte vrea să facă pentru pâine, pentru niște sărași. Frate și soror, ia minte bine la ce ți-a dat Dumnezeu și la ce nu te uiți tu de o perioadă de timp și crezi că fiecare om trebuie să facă lucrurile alea. Vezi că ți le-a dat Dumnezeu ca o lucrare pentru El. Roagă-te și nu ascunde talentul. Nu ți ascunde darul în pământ, pentru că va veni o vreme când va veni să te întrebe ce ai făcut, ce ți-ai dat. Și atunci se va lăsa cu scrâșnire de dinți, cu oftaturi mari, cu plâns. Suntem încă aici, în harul și în mila lui. Dacă Dumnezeu a mers până acolo încât are nevoie de fotbaliști, să folosește niște oameni așa de păcătoși. Cum n-ar avea niște nevoie de niște spinți ca voi în care a pus atât de multe nașoare? Sau ca voi? Așteptați voi umplerea cu Duhul Sfânt? Amin. 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 Vă doriți? Amin. Poți și rugăciune. Amin. Poți și rugăciune. Poți și rugăciune și Dumnezeu va scrie pagini de istorie. Vor fi proroci mari în poporul lui Dumnezeu, ca voi. Vor fi învățători plini de Duhul Sfânt din rândul vostru. Vor fi mari predicatori. Mari propovedori ai Cuvântului lui Dumnezeu dintre voi și mii și zeci de mii și milioane de oameni să vă întoarceți la Domnul prin lucrarea voastră. Pentru că Dumnezeu v-a trimis un om umil astăzi ca să vă spună Duhul Sfânt a zis bisericii din Vulcan, ne țin deoparte pe X și pe Y. Amin. Pentru lucrarea la care i-a încheiat. Amin. 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 Atunci când Duhul Sfânt este peste noi și simți acertarea Lui personală, am putea să stăm aici mult și bine. Dar mă tem că am să încerc să pun și de la mine și n-aș vrea să fac lucrul ăsta, de aceea hotărăsc să mă opresc aici. Și pentru că nu știu să vă mai spun ceva mai bun, vă spun doar atât. Vă iubesc cu o dragoste de la mine, de la Dumnezeu și mulțumesc Lui că m-a adus pe voi în fața ochilor mei. Și știu că tot ce am văzut astăzi aici, voi vedea măcar o dată acolo. Slăviți să fie Dumnezeu!